În alimentația românului trebuie folosite alimentele de bază ale românului, care au fost din timpurile străvechi. Încercăm să promovăm tradițiile române, să promovăm autenticitatea, originalitatea, oamenii locului, poveștile lor. Gospodinele nu mai gătesc, mănâncă alimente fast food, care bineînțeles că sunt nocivi sănătății. Gătim românește, respectați tradiția. Numai așa putem să nu ne pierdem identitatea ca popor. Sfat de la Bucovina, gătiți în casă, gustos și sănătos. Să punem mult, mult suflet și multă dragoste în mâncare. Gastro.